Boala Parkinson este o maladie ce aparține unui grup de afecțiuni reunite sub numele de tulburări ale sistemului motor. Boli ce apar ca rezultat al distrugerii celulelor cerebrale producătoare de dopamină. Cele patru simptome principale ale bolii sunt tremurul, rigiditatea, instabilitatea posturală, precum și tulburările de echilibru și coordonare. Pe măsură ce pacienții înaintează în vârstă, simptomele devin tot mai pronunțate, iar tratamentul mai puțin eficient. În prezent, nu există teste de laborator care să ajute la diagnosticarea precoce a bolii Parkinson. Însă cercetările realizate de specialiști sunt tot mai axate pe descoperirea cauzelor care duc la apariția bolii pentru a se putea implementa un tratament specific. În majoritatea cazurilor, simptomele încep să apară după 50 de ani. Cu toate acestea, aproximativ 5% din pacienții care suferă de Parkinson au mai puțin de 40 de ani. Bărbații prezintă un risc cu 50% mai mare decât femeile de a dezvolta această boală. Maladia este cunoscută de sute de ani, însă abia în secolul al XIX-lea a fost denumită Parkinson, după medicul londonez James Parkinson, care a raportat pentru prima dată simptomele bolii în anul 1817, sub denumirea de paralizie spastică. La scară mondială, boala este diagnosticată la 300.000 de persoane în fiecare an. Incidența și prevalența bolii cresc odată cu vârsta. Boala Parkinson afectează 1% din persoanele cu vârsta de peste 65 de ani. Rare ori, boala survine în copilărie sau adolescență. O persoană care suferă de maladia Parkinson are un nivel anormal de scăzut de dopamină în creier. Dopamina este generată de celulele cerebrale, însă experții nu știu care este cauza ce duce la moartea acestor celule. Atunci când nivelurile de dopamină sunt prea mici, oamenii își controlează mai greu mișcările. Dopamina este un neurotransmițător implicat în transmiterea de mesaje către o parte a creierului care controlează coordonarea și mișcarea. Din nefericire, nivelul de dopamină scade progresiv la pacienții cu Parkinson, astfel încât simptomele devin tot mai severe. Deși există cercetări în derulare, până în acest moment, oamenii de știință nu au reușit să identifice care este cauza care determină deteriorarea sau distrugerea celulelor cerebrale și implicit lipsa de dopamină. Unii din factorii care pot influența acest proces sunt factorii genetici, care pot influența apariția bolii în cadrul familiei la vârste tot mai tinere. Anumite medicamente, utilizarea pe o perioadă îndelungată a medicamentelor precum haloperidol, clorpromazina sau metoclopramid pot crește riscul de a dezvolta Parkinson. Factorii de mediu, expunerea la substanțe chimice precum erbicidele și pesticidele pot crește riscul de a dezvolta maladia Parkinson. De asemenea și expunerea la disulfură de carbon, praf de mangan și monoxid de carbon sunt factori care pot duce la distrugerea celulelor cerebrale. Simptomele bolii Parkinson pot varia de la o persoană la alta. Semnele precoce pot fi ușoare și pot trece neobservate. Mai mult, simptomele încep să apară de multe ori pe o singură parte a corpului. Iată cum puteți identifica dacă aveți un început de Parkinson în funcție de simptomele pe care le experimentați. Tremur sau agitație. Ați observat o ușoară tremurare sau tremurături multiple la nivelul degetelor, în special degetul mare, mâinilor, bărbiei sau buzelor? Picioarele se agită atunci când vă așezați sau când sunteți relaxați? Tremurul membrelor este un semn comun precoce al bolii Parkinson. Agitarea poate fi obișnuită după o mulțime de exerciții fizice sau dacă ați fost rănit și poate fi de asemenea cauzată de un medicament care v-a fost administrat. Scrisul de mână mic.
scrisul de mână a devenit brusc mai mic decât în trecut. Este posibil să observați că modul în care scrieți anumite cuvinte pe o pagină s-a schimbat, cum ar fi dimensiunea mai mică a literelor și cuvinte scrise aglomerat. O schimbare bruscă a scrierii de mână este adesea un semn al bolii Parkinson. Ce este normal? Uneori scrierea se poate schimba pe măsură ce îmbătrânim sau ca urmare a unei vederi căreia îi scade calitatea. De asemenea, atunci când mâinile noastre sunt rigide, este normal ca scrisul să fie ușor deformat. Pierderea mirosului. Ați observat că nu mai simțiți foarte bine mirosul anumitor alimente? Dacă aveți probleme în identificarea mirosurilor de alimente, cum ar fi bananele sau murăturile, ar trebui să consultați medicul pentru a investiga dacă aveți un început de Parkinson. Ce este normal? Simțul mirosului poate fi schimbat de frig intens, gripă sau nas înfundat, dar ar trebui să revină imediat ce începeți să vă simțiți mai bine. Probleme cu somnul. Vă zbateți în fiecare noapte prin pat sau se întâmplă să vă treziți brusc? Cădeți din pat de-a lungul nopții? Sau loviți persoana de lângă dumneavoastră? Mișcările bruște în timpul somnului pot fi un semn al bolii Parkinson. Ce este normal? Este normal ca toată lumea să aibă o noapte agitată din când în când, în loc să doarmă. Totuși, dacă aceste simptome apar seară de seară, este vital să consultați medicul cât mai rapid cu putință. Probleme cu mersul și mișcările corpului. Simțiți rigiditate la nivelul corpului, brațelor sau picioarelor? Uneori, rigiditatea dispare atunci când începeți să vă mișcați. Însă, dacă nu, ea poate fi un semn al bolii Parkinson. Ce este normal? Dacă v-ați rănit brațul sau umărul, este posibil să nu îl puteți utiliza până când nu este vindecat total. De asemenea, o altă boală, cum ar fi artrita, poate provoca același simptom. Alte simptome sunt mișcările încetinite. În timp, boala Parkinson reduce capacitatea pacientului de a se mișca. Acest lucru face ca sarcinile simple să devină unele dificile. Pașii devin tot mai mici, iar pacientul experimentează probleme în a-și muta picioarele sau în a se ridica de pe scaun. Afectarea posturii și a echilibrului. Postura pacientului se modifică și este posibil să apară probleme de echilibru. Rigiditatea feței. Pacientul care suferă de Parkinson capătă o figură rigidă, zâmbește mult mai greu, iar mimica facială este redusă. Modificări la nivelul vorbirii. Discursul pacientului poate căpăta inflexiuni obișnuite, dar și o intensitate redusă. Pe lângă simptomele fizice, pacientul poate experimenta depresie, anxietate sau frică, toate acestea cauzate de conștientizarea bolii. De asemenea, pot apărea dificultăți în gândire pe măsură ce boala avansează. Persoanele care suferă de boala Parkinson pot avea de multe ori probleme de somn, inclusiv insomnii, precum și probleme ale vezicii urinare, inclusiv incapacitatea de a controla urina sau dificultăți la urinare, precum și disfuncții sexuale. Constipația este un alt simptom care poate apărea la persoanele cu boala Parkinson, deoarece tractul digestiv devine mai lent. Nu există teste pentru a diagnostica precoce boala Parkinson, astfel încât boala este de cele mai multe ori diagnosticată numai după instalarea simptomelor specifice. Medicul poate diagnostica boala Parkinson în funcție de istoricul medical al pacientului, după analiza simptomelor și după un control neurologic și fizic. Medicul poate solicita uneori teste pentru a exclude alte boli asemănătoare maladiei. În prezent, un test denumit tomografie cu emisie de pozitroni poate detecta nivelurile scăzute de dopamină de la nivelul creierului, ceea ce ajută la diagnosticarea mai ușoară și mai rapidă a bolii. Pacienții care suferă de Parkinson sunt sfătuiți să aibă o alimentație sănătoasă bogată în fibre și lichide.
să consulte un terapeut ocupațional, deoarece realizarea activităților zilnice devine mult mai dificilă, și să evite căzăturile și mișcările prea rapide. Suportul pentru pacienții care suferă de boala Parkinson este foarte important. Pacientul trebuie să se bucure de sprijinul familiei pentru a putea trăi cu această maladie extrem de gravă. Pacientul, dar și familia acestuia, pot apela la un psiholog, deoarece este foarte posibil să apară stări precum depresia, anxietatea sau panica.